Liberali, socialdemocrați sau de la celelalte partide, demnitari au fost luați cu asalt de mii de mesaje venite din partea românilor. Multe dintre aceste mesaje au conținut inclusiv amenințări. În altele, vocabularul a fost unul mai controlat. De avalanșa de e-mail-uri sau SMS-uri nu au scăpat nici demnitarii olteni. Deputatul Marius Iancu, ca de altfel și colegii săi, au primit atât mesaje în care se face apel la conștiință sau credința sa, dar și în care li se cerea să nu le ia dreptul românilor la muncă. Să știți că am primit foarte multe mesaje, le-am citit, le-am spicuit, sunt mesaje de la oameni care nu doreau ca noi să votăm proiectul legislativ care este acum în Parlament, în dezbatere la Comisia de Sănătate cu privire la certificatul verde. De fapt, cred că anumite puncte din acest proiect nu convin oamenilor, și anume obligativitatea vaccinării pentru a merge la locul de muncă, și așa vă împărtășesc că nici eu personal nu sunt de acord și nici poziția partidului nu este aceea de a restricționa munca pe baza certificatului verde. Toată lumea a primit. Numai colegii mei de la Olt, cred că toți deputații de la toate partidele au primit astfel de mesaje. Mesajele au venit atât pe SMS, pe WhatsApp, pe mail. Și liberalii au primit mesaje. Președintelui PNL Olt, Liviu Voiculescu, românii i-au cerut să le respecte drepturile garantate de Constituție. Alții l-au acuzat de discriminare sau abuz de putere. Da, am primit și eu astfel de mesaje. Dar acum erau mesaje în care oamenii îmi sugerau că n-ar fi bine să votez o astfel de inițiativă. Unele poate depășeau un pic în cadrul civilizat, să spunem așa, al comunicării, dar nu le-am luat în seamă pe acestea. În ciuda mesajelor, senatorul Oltean consideră că introducerea certificatelor verzi este necesară pentru o perioadă. Este foarte important să ținem cont de părerea oamenilor, când definitiv cetățenii sunt cei care ne trimit pe noi parlamentarii acolo, și este normal să ținem cont de părerea lor. O să punem cap la cap toate argumentele și pro și contra și decizia va fi în consecință. Dar cred că pentru acest moment prin care trecem, introducerea certificatului verde este necesară, cel puțin pentru o perioadă. De cealaltă parte, socialdemocrații anunță că nu vor vota legea în forma în care se află acum în Comisia de Sănătate. Noi susținem testarea angajaților, susținem testarea pentru obținerea certificatului verde, ba chiar mai mult susținem testarea angajaților pe banii statului pentru o perioadă determinată. Nu sunt de acord cu condiționarea muncii de certificatul verde. Proiectul de lege referitor la obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă își continuă drumul. Deși acest proiect a fost respins la Senat, Camera Deputaților este cameră decizională, astfel că dacă va fi votat, urmează promulgarea și apoi publicarea în Monitorul Oficial, după care actul normativ ar intra în vigoare. În prezent au fost făcute mai multe amendamente la varianta inițială, urmând ca după depunerea raportului comun al comisiilor să intre în dezbatere, fiind pe ordinea de zi a ședințelor Camerei Deputaților din 22 și 24 noiembrie 2021.